Duminică deja vorbim de o vreme caniculară în zonele de câmpie, în Câmpia de Vest și în Câmpia Română, unde se vor înregistra 35-36 de grade, însă la începutul săptămânii viitoare vorbim deja de un val de căldură care se va intensifica de la o zi la alta și temperaturile vor continua să crească, iar pe parcursul nopților minimele nu vor mai fi agreabile, nu vor mai fi atât de plăcute, nu va mai fi o atmosferă răcoroasă, pentru că și acestea vor ajunge la valori care vor caracteriza nopți tropicale, adică în jurul a 20 de grade în aproape toate zonele țării. Abaterea față de medii poate ajunge chiar până la 4 grade, însă, din punct de vedere a precipitațiilor, situația nu se schimbă radical, pentru că probabilitatea de ploaie până la finalul lunii se va menține destul de redusă.